Ședința Consiliului Local Ploiești de zilele trecute a fost una cu scântei. În sală s-au aflat conducătorii Petrolului și câțiva suporteri care au afișat bannere. Edilii au refuzat pentru moment să iau o decizie privind cedarea dreptului de utilizare pentru sigla cea veche, cea cu scutul, invocând că proiectul Asociației Petrolul 52 nu este complet. Există un proiect inițiat de dumneavoastră prin care vreți să dăm cele 6 mărci fără a arăta cui. Că dumneavoastră, după aceea, dacă aveți în posesie un alt proiect, este problema dumneavoastră. Vă rog să verificați la juridică. Am verificat astăzi și doar ăsta este în care dumneavoastră. Cumva ați făcut acest proiect pentru Asociația Petrolul 52 sau pentru altceva? Așa ca să discutăm între noi. Președintele noului Petrolul, Cristi Vlad, a cerut ca lucrurile să fie urgentate. Noi nu mai înțelegem nimic, dumneavoastră nu ne spuneți nimic. De 4 luni de zile... Vă rog cum o citiți dumneavoastră. Asta nu este problema. Ce se întâmplă aici, noi nu mai înțelegem nimic. Până la urmă s-a decis ca discuțiile să fie reluate în Consiliul Local Ploiești la jumătatea lunii februarie anului viitor. 15 februarie, ok? Este ok? Toată lumea de acord? Da. Imediat după sărbători, eu sau domnul Cristi Vladu, să vă rog, aveți numărul meu de telefon, luați legătura cu mine, o să vorbiți cu domnul viceprimar Ganea, cu domnul primar și cu domnul viceprimar Pana, o să vă rog să delegați pe cineva să studieze aceste documentații, vom face o discuție comună, găsim soluția și convocăm imediat ce am găsit soluția, convocăm Consiliul ca să luăm soluția cea dreaptă în interesul tuturor.